Așteptăm să vedem care va fi evoluția situației din Grecia. Noi ne derulăm în continuare proiectele pe care le avem în Grecia. În economia Greciei, fondurile europene în ultimii ani au investit peste 85% din investițiile care s-au realizat în Grecia, s-au făcut cu fonduri europene, de aceea pentru mine este cumva o surpriză acest val cumva anti-european, pentru că am sentimentul că nu este suficient cunoscută politica pe care am avut-o și imensa sumă de bani pe care Uniunea Europeană a investit-o în economia Greciei. În orice caz, am această discuție cu toate statele în ceea ce privește investițiile și pot să vă spun într-adevăr că avem o investiție în Corfu, o propunere din partea autorităților locale de a face un hotel de 5 stele, proiect pe care l-am refuzat. Eu cred că Grecia are suficiente investiții de lux la ora actuală și pe de altă parte are oameni care mor literalmente de foame și cred că principala noastră prioritate va fi aceea de a crea locuri de muncă, de a crea locuri de muncă mai ales pentru tineri. Rata șomajului în rândul tinerilor este la o cotă alarmantă în Grecia. Deci este datoria noastră să ne schimbăm cumva și viziunea politică în ceea ce privește folosirea acestor fonduri europene. În viziunea mea, de aceste fonduri europene trebuie să beneficieze cei mai vulnerabili, oamenii care au cu adevărat nevoie, necesități. Sigur că turismul este o componentă importantă pentru Grecia, dar cred că și momentul politic este important să dăm un semnal că investim în întreprinderi mici și mijlocii, în proiecte generatoare de locuri de muncă și în proiecte productive, în primul rând. Deci cred că acest lucru este foarte important pentru Grecia la ora actuală, să nu mai se genereze 50-70 de locuri de muncă, dar genera un hotel, dar la rândul lor aceste proiecte să genereze și să ajute la rezolvarea nevoilor oamenilor de zi cu zi. Este o situație alarmantă, în orice caz, pentru întreaga Uniunea Europeană, pentru fiecare stat în parte și așteptăm. Speranța mea este ca Grecia să-și continue proiectele în tandem cu Uniunea Europeană, pentru că, după cum știți, toate proiectele sunt finanțate în procent de maxim 85% de Uniunea Europeană, deci trebuie să existe și o parte de cofinanțare. Este foarte frică dacă va veni momentul în care ne vor spune că nu va putea cofinanța, deci este o chestiune pe care o vom transmite autorităților grecești.